aventura și acum suntem pe niște călușii, așteptăm să ieși acolo. Au fost atât de multe atracții, încă am făcut, cred că am făcut până acum doar jumătate de parc, deci mai avem o grămadă. Și acum, pentru că acest carusel este mai liniștit, m-am gândit să vă povestesc cam ce s-a întâmplat până abia de vreo oră și ceva am reușit să găsesc niște atracții care chiar să-mi placă. Până atunci am fost doar așa prin atracții mai de copii, mai... Nu, așa de interesante pentru mine. Acum sunt datorită surorii mele în această atracție minunată. Urmează să vină ploaia, cred. Există și niște atracții pe care vreau să le încerc neapărat. Atracții cu apă. Dar am să le lăsăm mai la final, pentru că ar fi mai bine să nu colindăm tot parcul cu siguranță. O să bea cu mine în continuare. Cred că am ajuns în rai! Cum ai fumat că să-ți sară telefonul? La fel de rotitoie. Gata de carusel? Yeah! Ce sunt ele? Fotografii cu parcul. Pedalează mai mult! Mamă, pedalează! Pedalez, mami, dar mai mult! Mai filmă! Sunt aici pentru a treia oară.
acum se termină prima zi tracție PortAventura. PortAventura Park este un super, super parc. Este extrem de mare și mie mi-a plăcut foarte mult. N-am apucat să mă dau toate atracțiile, dar mi-a plăcut foarte mult ce am văzut. Și vă invit și pe voi.